sufletul dumneavoastră, să vă citit, să vă transmit acest flor și să vă transmit și un mesaj. Veniți mai aproape. Așa. Dumneavoastră tot vreți să-i dați flori? Haideți, dați-i prima dumneavoastră și apoi vin. A, împreună. Aceste flori pentru tine, draga mea, pentru dumneavoastră. Și acest coșuleț pentru Evelina. Unde e Evelina? Evelina! Tu ești Evelina. Așa. Bine. Și o goleancă avem eu acolo, așa. Frumos pentru soțul dumneavoastră. Unde? Șeful. Șef Căsăi. Ia. O să zic că îmi place de... O să zic că vă place de asta. De asta v-am adus. Și dumneavoastră, poftim, oferiți acest flori. Cum ai înțeles? Ia și cipăta mea și cipăta mea. Vigă-i tu. Este ce două cuvințele de frumoasă. Așa de frumoasă toată viața și bine. Ia. Și ca, mă rog, să dau să rupi bogat. Să dorim cine-i bun. Ce dorești sufletul tău? Să te aibă Domnul în pază zi de zi. Toate colțurile să te însoțească norocul, bucurie, fericire și sănătate. De la noi, draga noastră, știți. Bravo! Haideți să susținem cu aplauze, oameni buni, că aceste emoții mari și dragoste mari. Felicitări și dumneavoastră, acum eu am de transmis. Sunt un mesager, eu așa, alăghii soarda mea, îți transmit cuvintele de la cei dragi pentru omageați. Și am venit și pentru dumneavoastră cu câteva cuvinte alese, speciale, pe care le veți asculta cu toții. Surioară dragă, azi împlinești 50. Suntem două surioare și toată viața de minune mi-am înțeles. Știam una de alta tot absolut, doar că am plecat departe. De 14 ani printre străini eu sunt. Ne întâlnim din ce în ce mai rar. Și sufletul mă doare că n-am putut și eu veni la ta sărbătoare. Dar mă bucur că legătura dintre noi a rămas aceeași. Nu s-a schimbat deloc. Suntem unite cum am fost și ne iubim una pe alta foarte, foarte mult. Ai fost și ești de mine mult stimată și eu de tine respectată sunt. Copiii tăi sunt parcă și copiii mei. Întotdeauna familia ta a fost un exemplu pentru noi unde toți știu a se bucura. Ești profesoară de clasele primare, foarte apreciată și iubită de copii, de către părinți și colegii de la școală, fiindcă și tu la fel de respectuoasă știi să fii. Întreaga familia și rudele la fel te apreciază mult pentru a ta corectitudine și demnitate de femeie, ca tine așa, Doamne, mai rar sunt. De asta la orice sărbătoare vin cu toți la tine, fiindcă îi primești pe toți cu masa mare și cu brațele deschise pline de iubire. Dragă soră, eu îți doresc sănătate și iubire, căldură și calm sufletesc, frumusețe, fericire, să rămâi așa tot timpul, iubitoare, grijulie, să fii mândră de realizările tale și, în primul rând, de-a ta familie. Să-ți dea Dumnezeu putere și răbdare și încă 50 de ani să te menții surioară la fel de frumoasă cum ești și azi. Chiar dacă suntem departe una de alta, întotdeauna simt nevoia să-ți vorbesc, să-mi fie alături și să ne susținem durerile, să ne ascultăm, iar tu ca soră, mai mare, să mă încurajezi. Îmi lipsești enorm de mult. Sunt mândră că îmi ești soră. Din toate punctele de vedere, mândră de tine sunt și nu uita că soră, din tot sufletul te adoră. Nu știu dacă am fost cea mai bună soră, dar eu sper că la fel și tu mă iubești cum eu pe tine, cu inima și cu sufletul. Felicitare de la Victoria! Și fiicele Eliza și Alex. Așa? Fiicele Eliza și... Elisa și Alex este... Așa, scuzați că aici... Eu vă felicit de tot sufletul meu și vă doresc sărbătoare frumoasă în continuare. Sunteți foarte emoționată, nu v-ați așteptat. Și să știți că sunteți iubită. Vă felicit pentru relația care o aveți. Pentru armonia din familia voastră. Pentru exemplu pe care îl oferiți pentru toți și pentru faptul că sunteți mereu cu inima deschisă, curată, să-i primiți, să-i încălziți pe toți la sufletul dumneavoastră. Aceste calități le au foarte puțini oameni, iar dumneavoastră sunteți printre acei care puteți așa să fiți și bravo!
Haideți să aplaudăm încă o dată, să spunem frumos. Dacă se cheamă mine cu Iusie, ultimul mi-a mulțumat și eu m-am pierdut băiatul. Mulțumim, mulțumim, cum e emoționat, doamne, stătă la mine. Eu mă sunt să șocă la școală, nu știu dacă am negrit nota 10, dar... Așa, va fi licire, să văd, acum vă ofer cuvânt. Noi înregistrăm acest moment. Și ce vreți să-i spuneți, surioare dumneavoastră? Eu am rămas surprins, emoționată, nu m-am așteptat. Vreau în primul rând să spun că sura pentru mine a fost și este, cred că, cea mai dragă sufletului meu, pentru că este departe, nu numai de atât că departe, dar oricum e unica pentru mine, unica soră. Și eu, cum am iubit-o, când era mică, am crescut-o, practic, am ținut-o în brațe, așa o iubesc și până acum, când deja și ea este mamă. Și vreau să spun că tot timpul sunt cu gândul la ea, la fetița ei, pentru că sunt ale mele. Și le doresc mult sănătate, fericire și lor acolo unde sunt. Cred că dacă sunt acolo, înseamnă că se simt bine. Și dacă la ele el este bine, atunci și eu mă simt și fericită și împlinită. Și le spun mulțumesc, le cuprind cu drag, le transmit un pupic dulce, dulce, o îmbrățișare caldă, caldă. Și eu tot timpul o aștept și dimineața când mă trezesc, le salut așa, în gândul meu. Bună dimineața, Vica, bună dimineața, Elisa, eu le iubesc la infinit și le mulțumesc foarte mult. Inclusiv și mamii mele, care sunt bucuroasă că mama astăzi este alături de mine și cred că mesajul care eu am în sufletul meu se transmită. Și le aștept cu drag acasă, să fim alături tot timpul, până la adânci bătrâneți. Și sănătate tuturor. Mă scuzați de emoții, dar sincer vă zic, nu m-am așteptat. Dar eu sunt un fel emotiv, eu lacrimez și la bucurie, lacrimez și la tristeți, fiindcă lacrimile oricum, ele te descarcă parcă de emoții, curăță sufletul corect. Corect. Dar lacrimile cred că trebuie să fie și la bucurie și la tristeți. Mulțumesc foarte mult pentru surpriză.